Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum puteți determina aria și perimetrul unei suprafețe de teren folosind Google Earth de pe un dispozitiv digital dotat cu sistem de operare Android. Aplicația Earth sau Google Earth se găsește gratuit în magazin Play și o puteți descărca pe dispozitivul dumneavoastră. Eu am descărcat-o, voi accesa. Va trebui se identificăm cu ajutorul opțiunii de căutare sau navigând pe hartă suprafața sau locația unde vrem să facem măsurătorile. Eu voi merge în localitatea mea și voi încerca să determin aria și perimetrul bazei sportive. O voi identifica pe hartă. Am găsit-o, iată baza sportivă Vasile Nache, după care, pentru a face măsurătorile, în partea superioară a ecranului, în partea dreaptă sus, am o riglă. Apăs pe acea riglă. Îmi apare adăugați un punct și vedeți, am pe ecran o țintă. Ce va trebui să fac este să merg la colțul fiecarei străzi și pur și simplu să adaug puncte. Merg cu ținta în dreptul primului punct dorit și apăs din dreapta jos adăugați un punct. Apoi, mișc cu ajutorul degetului pe ecran și identific următorul punct. După care apăs din nou, adăugați un punct. Încerc tot așa să delimitez și să creez o figură geometrică al cărei perimetru și a cărei arie vreau să o aflu. Apăs din nou, adăugați un punct. Merg la următorul colț al străzii care delimitează această bază sportivă. Următorul, din nou, după ce pun ținta, apăs să adăugați un punct și apoi, pentru a închide această figură geometrică, merg în dreptul punctului de plecare cu ținta și iată mi apare un cerculeț cu alb și apăs în dreapta jos, închideți forma. În acest moment, iată s-a delimitat suprafața de teren al cărei perimetru și a cărei arie vreau să o aflu. Perimetrul mi-l afișează mi 860 de metri, iar zona este aria, 42.426 de metri pătrați. Dacă vreau să salvez aceste date sau vreau să le copiez în altă parte, am în partea dreaptă, în dreptul fiecăruia, am un dreptunghi. Dacă apăs acest dreptunghi, iată, mi-apare. Perimetrul a fost copiat în clipboard. În dreptul zonei, zona a fost copiată în clipboard. Și astfel pot trimite prin mesaj sau pot salva într-un document aceste date. Dragilor, în speranță că va fi util acest tutorial, eu vă aștept la următoarea noastră întâlnire. Până atunci vă doresc multă sănătate și toate cele bune! La revedere!